Bună ziua și bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpi. La această oră îl avem invitat în studioul Capital TV, televiziunea pe bună, bineînțeles, pe Manuel Cleș, președintele ALDE DEVA, de fapt președinte ALDE, Organizația Municipală DEVA. Cred că ăsta este termenul corect. Bună ziua, bun venit în studioul nostru. Bună ziua, bine v-am găsit. Am greșit cu ceva? Cu absolut nimica, suntem Organizația Municipală Municipiul Reședință de Județ. Da. Oraș mare, DEVA, da, care începe să depopuleze, din păcate, și asta, ca multe altele. Nu? Este un oraș mare care vrem să-l facem și mai mare, să revină ceea ce a fost cândva și mai mult decât atât. Bine ar fi. Domnule Cleș, v-am invitat din nou în studioul Capital TV pentru că de ieri sau de altă, nici nu mai știu exact de când, sunteți candidat cu acte în regulă pentru fotoliul de primar al municipiului DEVA. Astăzi mi-am depus candidatura pentru funcția de primar al municipiului DEVA, tot astăzi am depus și lista de consilieri. Da, tot astăzi am depus și lista de consilieri, pentru că politica se face în echipă și am propus devenilor că pe lângă proiectele pe care eu le vor prezenta, vin și cu o echipă de consilieri care mă vor ajuta să pun în practică tot ceea ce expun în campania electorală. Deci de astăzi, candidat cu acte în regulă, pot să spun despre noastră că sunteți candidat, nu mai zic potențial candidat. Urmează să depun la tribunal doar exemplarul numărul 3, pentru că două să depun la biroul de circumscripție electorală, unul se depune la tribunal și unul revine partidului. Da. Deci mai este ultima etapă, dar astăzi, după emisiune, o voi finaliza și e pe aceea. E ca o formalitate. Exact. Ultima, pentru că la tribunal vă mai verifică dacă are semnătura biroului de circumscripție, tot în regulă. Așa este. Bun, ziceți că ați depus listele pentru primăria municipiului DEVA, sau depus cele de la Consiliul Județean? Ieri am avut depunerea pentru funcția de președinte al Consiliului Județean în persoana domnului președinte Micioan Moloț și am depus categoric și lista completă de consilieri județeni pentru cei care vor reprezenta județul Hunedoara în cadrul Consiliului Județean. Aș vrea să vorbesc de data despre lista depusă de dumneavoastră, respectiv candidat la primăria municipiului DEVA și ar trebui să veniți cu o echipă de consilieri în spate. Aveți lista depusă complet? Sigur că da. Lucrurile bune încep încă de la început, prin a depune o listă completă. Îmi pare rău că a trebuit să fac o selecție riguroasă în ceea ce înseamnă a selecta doar 27 din cei care ar putea fi pe listă. Echipa noastră de consilieri este mult mai largă. Avem tineri foarte bine pregătiți, avem persoane care au făcut administrație la fel de foarte bine pregătite, dar a trebuit să ne rezumăm la 21 de locuri eligibile și 6 suplimentare. Deci doar un 27 sunt cei care se regăsesc pe lista de consilieri locali. Bun, dar cum ați făcut selecția asta riguroasă? Ați făcut interviuri sau ce? Da, am făcut, nu un interviu, am făcut brainstorming, ne-am întâlnit cu toți, ne-am pus la masă, ne-am văzut unii pe alții, ne-am privit în ochi, ne cunoaștem bineînțeles și sper am... Sper că nu s-au întâmplat și niște crash-uri de la privitul ăsta în ochi. Nu, chiar mă gândeam dacă se poate, poate chiar s-ar fi întâmplat, n-am văzut să se întâmple. Ce pot să vă spun doar că am găsit și am convenit împreună cu colegii din Organizația Municipală ALDE DEVA că acești 27 sunt sau reprezintă grupul cel mai potrivit în a reprezenta deveni în cadrul Consiliului Local DEVA și cei care mă pot ajuta mai îndeaproape, zilnic, prin expertiza pe care au și experiența în anumite domenii de activitate și în câmpul muncii, pentru a-mi implementa proiectele și pentru a reda devenilor o viață mai bună. Pentru că astăzi devenii trăiesc o viață din ce în ce mai rea, iar lucrul acesta nu-mi place. Ceea ce m-a și determinat să candidez pentru o funcție de primar. Bun, hai să o luăm etapizat. Viață din ce în ce mai rea, o scriem aici și discutăm despre ea. Nu trebuie să o scrieți, că o simțim cu toții. Eu nu locuiesc undeva. Da,
Sper că aveți o viață mult mai bună decât cei care ducem în Deva și doresc tuturor. Sunt mulțumit de ea, adică până la urmă viața și mai face și omul, nu stă neapărat să vină. Și eu sunt oarecum mulțumit, dar când știu că pot să o duc mai bine, nu văd de ce nu aș încerca să o duc mai bine. Corect. Dar vis-a-vis de interviu brainstorming privit în nou crash și așa mai departe, ia să vedem cu ce vă lăudați dumneavoastră acolo pe lista de consilieri. Ce aveți pe lista de consilieri? Haideți să fac o sinteză. Și înainte de toate, care au fost criteriile locul 1, 2, 3, 4, 5 până la 27? Cine e locul 1? Emanuel Cleju. Am să vă dau niște date. O statistică. Primul pe listă este dumneavoastră la consilier. Și da, la consilier. Sunt candidat de primar sau sunt candidat la funcția de primar a municipiului Deva și sunt ocupantul locului întâi pe lista de consilieri locali. Am făcut o analiză sau ceea ce rezultă din lista noastră de consilieri, că dacă dumneavoastră n-ați apucat probabil să o vedeți și nici de veni, aș putea să le dau câțiva indicatori. Și anume, am încropit această listă prin a avea prezente pe lista de consilieri un număr de 11 doamne și domnișoare, ceea ce reprezintă procentual... Din 27, procentual reprezintă undeva cam 40%. Deci uite că se poate și tot ceea ce ne propunem să și facem. Dacă pentru partidele mai mari, gen PNL, PSD, aveau ca target 30% și niciodată nu și l-au îndeplinit, uite că noi, generația tânără, noua generație de politicieni și de viitori administratori, de municipii, de comunități, reușim să depășim acel prag 30% pe care alte partide nu l-au reușit. Deci 11 din 27 de propuneri de consilieri locali sunt din latura sexului frumos, doamne și domnișoare. Tinerii cu vârsta de sub 40 de ani, că am spus că până la 40 de ani, oricum omul e tânăr cât se simte, dar referindu-mă strict la persoane care au vârsta sub 40 de ani, sunt prezente pe lista noastră, cei de la ALDE, un număr de 14 astfel de persoane. Deci ceea ce reprezintă 52% din lista de consilieri locali. Media de vârstă, mi se pare un indicator foarte bun a listei de consilieri locali, este de, vreau să-mi spuneți o opinie dumneavoastră, 35? 44 de ani. Am fost mai generos. 44 de ani este media vârstei celor care sunt pe lista de consilieri locali. Și dacă îmi permiteți dumneavoastră, aș vrea doar să prezentim... Foarte scăzută, dar nu-i nici. E bine. 44 de ani, eu cred că suntem printre cei cu media de vârstă cea mai scăzută. N-am făcut o analiză a restul partidelor, dar... aș bate un pariu cu dumneavoastră sau cu oricine. Cred că suntem, ca medie de vârstă, cei mai tineri, cei mai fragili. Eu scuriesc cu mine pe la USR, dar mă rog, e altă poveste. Discutăm de liste complete. Da, dar ce, USR-ul nu are liste complete? La nu știu. Știu că sunt câteva formațiuni care nu au listă completă. Deci, s-ar putea să găsim și acolo, surpriză, să vedem. Mai e și Paula Corbu, nu știu ea ce listă are. Nu, am făcut doar o sinteză și o analiză a listei noastre, pentru că asta mă și interesează de altfel. Nu vă bateți în media de vârstă neapărat, dar e bine, 44 de ani e ok. Deci, un partid care încurajează implicarea doamnelor și domnișoarelor în politică și în administrație, un partid și o persoană, în persoana mea, care acordă credit generației tinere, mă refer aici până la cele care au până în 40 de ani, un partid care are deschidere și pentru pensionari și pentru oamenii care sunt încă în câmpul muncii, adică care au depășit vârsta de 40 de ani, dar încă n-au ajuns la pensionare. Un partid care vrem să oferim bunăstare tuturor devenilor, indiferent că sunt tineri, doamne, domnișoare, pensionari și așa mai departe. Bun, puteți să-mi dați și câteva nume să vedem despre ce este vorba. Da, este interesant. Un lucru foarte important și de la care aș vrea să plec înainte să vă prezint lista de consilieri, vreau să spun că avem printre candidați și chiar pe pozițiile fruntaș, de început, de exemplu, pe locul 3, se află prietenul meu Ștefan Tiriteu. Este un tânăr în vârstă de 29 de ani, care în 2010 a absolvit Colegiul Național de Cebal, fiind șef de promoție. Deci în 2010 este șef de promoție la, a spune eu, cel mai prestigios liceu, colegiu din
municipiul Deva și din județul Hunedoara. Dar nu m-aș opri aici și v-aș mai spune că Ștefan Tiriteu este și olimpic național, la faza națională mă refer, la economie, precum și olimpic județean, la limba și literatura română și la matematică. Deci venim în fața devenilor cu oameni tineri care au competențe dobândite în timpul liceului, competențe care sunt validate la olimpiade naționale, chiar și județene, care nu văd de ce nu ar face față unei provocări de a fi consilier local sau poate chiar viceprimar sau administrator public. Da, și ce e așa grozav că e olimpic? Suntem obișnuiți să ni se prezintă doar șoferi care merg și dau examene pentru angajaților sau pentru șefilor. Nu credeți dumneavoastră că un om tânăr... Da. Păi care nu poveste? Fi fost pregătit omul. Păi tocmai despre ce vorbim. E momentul să fim pregătiți. E momentul ca generația tânără să vină pregătită, să aibă curajul, și noi îl avem, să scoatem capul în fața electoratului, să spunem, da, ăștia suntem tineri, bine pregătiți, ne dorim o viață mai bună pentru noi, pentru orașul nostru și pentru toți care locuim aici și pentru asta suntem dispuși, cu responsabilitate și cu devotament, să ne angajăm în a prelua frâiele din mâinile celor care nu și-au făcut datoria și să ne corim propriul destin și să ducem Deva, să generăm un nou capitol pentru Deva. Asta vrem să facem. Suntem tineri, pregătiți, olimpici. Poate că nu suntem pregătiți să vedem olimpici, dar eu propun și astfel de persoane și mă bucur că pe lista mea de consilieri sunt astfel de persoane care sunt tinere și care au acceptat să facă parte din proiectul meu și din proiectul pentru Deva, pentru că noi așa merităm cu toții viață mai bună. Bun, și în afară de olimpicul acesta despre Ștefan Tiriteu, deci eu îl văd ca un viitor viceprimar, administrator public, îl califică totul, sper ca și deveni să gândească la fel. Administrator public. Poate ocupa liniștit ambele funcții pentru la pregătirea pe care o are, vă spuneam, olimpic național, deci nu discutăm de un concurs dat pe o diplomă dată de o, nu știu ce, o asociație ONG. Olimpic național la faza la economie pe țară. Discutăm de un olimpic la limba și literatura română la nivel județean, la fel și la matematică, tot olimpic județean. Absolvent, șef de promoție. Nu prea ați fost obișnuiți, sau nici eu măcar nu am văzut astfel de candidați pe listele vreunui partid politic. Dar începând de anul acesta, am convingerea că devenii vor da crez tinerilor sau vor gira o astfel de echipă de consilieri și lucrurile vor merge în direcția în care ne dorim cu toții, adică de la bine spre foarte bine. Da. Am pe prietenul meu, Vlad Borca, un arhitect. Deci uite că avem, începem de la economiști, juriști, pentru că Ștefan Tiriteu este deopotrivă jurist, dar și economist. Discut de Vlad Borca, un arhitect, 40 de ani și el, tânăr, pentru că avem nevoie și de o expertiză în domeniul ce înseamnă urbanismului. În orașul Deva, cred că nici astăzi nu are un punct după 20 de ani. Suntem într-o situație de nedescris. Planul urbanistic general. Exact. Totul se dezvoltă. Totul se întâmplă haotic. Pentru că dezvoltarea trebuie să fie controlată. Trebuie să fie într-un cadru general. Nu poți să te dezvolți armonios dacă nu ai un pug. Dar o să ajung și la partea cu planul urbanistic general și împreună cu Vlad Borca vom găsi soluțiile care trebuie implementate de îndată pentru a intra și noi în rând cu lumea civilizată. Aș merge mai departe și v-aș prezenta, acum vă trec în revistă doar persoanele da. Care au până în 40 de ani. Doamna Lidia Bădilă, ea a și fost o mică perioadă de timp consilier local PNL, a fost retrasă din funcție, ca să nu spun dat afară din organizație, a dorit să aibă o continuitate în tot ce înseamnă activitatea politică, a avut succes și în Consiliul Local și este ocupanta locului 2 pe lista de consilier local. Am toată convingerea că și din 28 septembrie 2020 sau din momentul în care vor fi validate rezultatele finale, va fi din nou în Consiliul Local Deva. O am pe listă pe doamna Ticula Daniela, o tânără de 40 de ani care este profesor și ca și ocupație și profesia de bază. Este cadru didactic la școala Regina Maria. O am pe Carmen Pavelean, o
tânăr administrator de firmă, om de afaceri, are un magazin în domeniul comerțului, la fel implicat în activitatea politică. Îl am pe Bogdan Popescu, un tânăr de 38 de ani, manager la o firmă. Danish Bogdan, manager la o companie de telefonie mobilă, șef de magazin, șef de regiune, de oraș pentru respectiva companie. Îl am pe Alexandru Căciun, un tânăr care este manager, dar în timpul liber este și un pasionat al sportului. Este antrenor personal pentru cei care vor să facă mișcare. Un sportiv care oferă și da, servicii fitness, de asistență, fitness, exact. Așa. O am pe Alina Popa, o tânără care și ea se implică în politică. Îl avem pe Flaviu Bujoreanu, un tânăr, la fel instructor și trainer personal. Deci avem tineri care, prin meseriile pe care le-au și prin studiile pe care le-au absolvit, pot să fie soluții la problemele cu care se confruntă comunitatea și putem genera bunăstarea populației dacă vom obține votul lor și vom fi lăsați să putem să ne punem în practică ceea ce ne propunem. Domnii, domnișoarele, doamnele despre care mi-ați pomenit sunt candidați pentru Consiliul Local al Municipiului. Sigur, de la... sunt candidații de noștri. Regulă, consilierul local votează, inițiază proiecte de hotărâre, chestii de genul ăsta, da? Nu? Sigur, asta este atributul unui consilier local de a veni cu inițiative în cadrul Consiliului Local unde se dezbat acele propuneri de hotărâre de Consiliul Local. Dacă întrunesc votul majorității, cu siguranță aici ar trebui problemă să fie și implementate. Pentru că nu de multe ori ceea ce se votează în Consiliul Local se transpune și în practică. Deci e nevoie de o echipă mixtă, atât în cadrul Consiliului Local, cât și în aparatul de administrare, aparatul primarului, pentru a face posibile acele proiecte de Consiliul Local, adică de a le pune în practică. Bun, dar dacă nu veți avea majoritate, să zicem, în Consiliul Local, va trebui să faceți o alianță cu cineva ca să nu vă pună bețe în roată și tot felul de chestii de genul ăsta, că așa e la noi. Am convingerea că vom fi câștigători și am și speranța că vom reuși să introducem un număr cât mai mare de consilieri locali. În situația puțin probabilă în care nu vom avea singură majoritate, ne vom pune la masă cu toate partidele politice, cu reprezentanții lor, pentru că politica se face pe principii, se face pe obiective și nu ar trebui să fie făcut pe, știu eu, animozități sau interese. Păi, din punctul meu de vedere, politica în Consiliul Local ar trebui să reprezinte politica cetățeanului. Asta vă spuneam și eu, a bunăstării, a dezvoltării și să lăsăm deoparte interesele obscure sau jocuri de culise pentru anumiți agenți economici, fie că pe de o parte stângă, fie că de partea dreaptă, a trebuit să începem să ne gândim la deveni și la viața noastră. Nu știu dacă neapărat Consiliul Local să-i aducă bunăstare de veanului, cel puțin în ceea ce privește buzunarul. De ce spuneți asta? Nu știu, zic și eu. Ba da, Cred că o să aducă în primul rând un confort, adică prin investițiile realizate în municipiu. Din Consiliul Local pleacă niște idealuri, niște vise. Dacă eu ca și consilier local, dacă echipa mea de consilier local propune un proiect bun și el întrunește votul majorității, e clar că soarta, viitorul acestui oraș va fi îmbunătățit. Dacă vin cu proiecte să mai concesionăm un teren pentru firma X, să mai dăm niște bani pe legea 350 către anumite cluburi sportive, că știm noi care sunt alea. Astea mi se par niște proiecte de doi bani. Veniți oameni buni cu proiecte concrete. Avem nevoie de canalizare, avem nevoie de transport public local, avem nevoie de modernizarea centrului vechi, avem nevoie, îl avem și, dar trebuie modernizat. Așa. Într-adevăr, nu mă prim. Știți care e problema cu canalizarea? Care? O știm cu toții. Eu nu știu. Acum câteva zile, astăzi, duminică seara, așa, o ploaie scurtă, 15 minute, a făcut ca centrul Devei să fie impracticabil. Mă refer de mașini de teren, mașini cu tracțiune 4x4, care în sensul giratoriu de la piața Aras, dacă nu mă știu, așa se numește, mă refer la sensul giratoriu din față de la Lidl, casa de pensii și Hotel Deva, sensul giratoriu era impracticabil. Apa avea în jur de 20-30 de centimetri, pentru că toată apa rezultată ca urmare a unei ploi cu o intensitate peste medie, cu o durată de 15 minute, a venit în oraș, oamenii
femeile își luau pantofii în picioare ca să poată să traverseze pe la pietoni, mașinile trebuiau să încetinească, unii erau ezitanți, măi, mă duc mai departe, oare crește apa, îmi intră apa în mașină. Deci așa ceva nu. În fiecare an, la o ploaie mai sănătoasă, mai furtunoasă, Deva este sub ape. Iar, atenție, discutăm de centrul. Asta e canalizarea pluvială sau e același loc? Canalizarea, un sistem de canalizare. Unii ar spune că este insuficient dimensionat. Nu cred că asta este problema. Cred că apa nu are un sistem de preluare, colectare. Colectare, preluare de pe versanți, de pe străzile din nord, din situația mai sus, cu altitudine mai mare, și atunci toată apa vine în centrul orașului. Dar vom discuta aceste aspecte în timpul campaniei, pentru că atunci voi face publice și proiectele pe care le avem și soluțiile aceste probleme. Să revenim. Lista de candidați completă, oameni tineri, deopotrivă domni și domnișoare, avem și persoane care sunt ieșite din câmpul muncii, pentru că și pensionarii trebuie să fie reprezentați. Am toată convingerea că suntem formula câștigătoare și că suntem echipa de care Deva chiar are nevoie și deveni deopotrivă. Stimați telespectatori, Emanuel Clej, candidat pentru fotoliul de primar al municipiului Deva, din partea ALDE, este invitat la fotoliul cu ghimbi. Revenim după câteva momente de publicitate. Rămâneți cu noi!